vor lăuda pe Domnul, iar cei ce-l caută pe dânsul, vii vor fi inimile lor în veacul veacului. Își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul toate marginile pământului și se vor închina lui toate semințiile neamurilor, că a Domnului este împărăția și El stăpânește peste neamuri. Mâncat au și s-au închinat toți grașii pământului. Înaintea lui vor cădea toți cei ce se coboară în pământ. Și sufletul meu în el viază și seminția mea va sluji lui. Se va vesti Domnului neamul ce va să vină. Și vor vesti dreptatea lui poporului ce se va naște și ce a făcut Domnul. Domnul mă paște și nimic nu-mi va lipsi. La loc cu pășune, acolo m-a sălășluit, la apa odihnei m-a hrănit. Sufletul meu l-a întors, povățuit-o-ma pe cărările dreptății pentru numele lui. Că de voi și umbla în mijlocul morții, nu mă voi teme de rele, că tu cu mine ești. Toiagul tău și varga ta, acestea m-au mângâiat. Gătita-i masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc. Unsai cu unt de lemn capul meu și paharul tău este adăpându-mă ca un puternic. Și mila ta mă va urma în toate zilele vieții mele, ca să locuiesc în casa Domnului într-o lungime de zile. Al Domnului este pământul și plinirea lui, lumea și toți cei ce locuiesc întrânsa. Acesta pe mări l-a întemeiat pe el și pe râuri l-a așezat pe el. Cine se va sui în muntele Domnului și cine va sta în locul cel sfânt al lui? Cel nevinovat cu mâinile și curat cu inima, care n-a luat în deșert sufletul său și nu s-a jurat cu vicleșug aproape lui său. Acesta va lua binecuvântare de la Domnul și milostenie de la Dumnezeu, mântuitorul său. Acesta este neamul celor ce-l caută pe Domnul, al celor ce caută fața Dumnezeului lui Iacob. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acesta?